Am onoarea să vă salut. Sunt colonel medic dr. Alexandru Cherestes. Actualmente sunt managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. Împreună ne-am deplasat și am preluat într-o formulă de echipă medicală, militară, conducerea Spitalului Județean Focșani. Am venit aici pentru a veni în sprijinul colegilor noștri. Practic, ne punem la dispoziție întreaga experiență acumulată de-a lungul carierei noastre militare, începând cu orele de pregătire medico-militară din cadrul Institutului Medico-Militar, acele cursuri de instruire care ne vorbeau despre arme biologice, despre circuitele epidemiologice, despre antidoturile care pot fi utilizate și mai apoi, sigur, de-a lungul timpului, experiențele acumulate în cadrul exercițiilor naționale și multinaționale, unde au fost variate exerciții și simulări cu această tematică cu care, de fapt, astăzi noi ne confruntăm într-un veritabil război biologic și anume această infecție cu SARS-CoV-2. În primul rând, dacă a fost teamă și reticență la început și poate nu neapărat de echipa militară, ci mai degrabă de teama de schimbare. Am identificat în această săptămână petrecută aproape zi lumină, împreună cu colegii mei am încercat să facem o radiografie a situației actuale a Spitalului Județean. Ne-am axat, sigur, asupra resursei umane, pentru că au fost cazuri de pacienți din rândul personalului angajat al spitalului care și actualmente unii dintre ei sunt internați în spitalul de infecțioase. Apoi o altă parte care sunt în autoizolare la domiciliu. Deci probleme medico-sanitare în rândul personalului angajat al spitalului. Apoi, sigur că am identificat o serie de disfuncționalități vis-a-vis de perimetrul spitalului și cu sprijinul colegilor de la Inspectoratul Județean de Jandarmie Vrancea am reușit ca mai după două zile să reușim izolarea perimetrului spitalului. Există o echipă mobilă de ordine publică care asigură perimetrul spitalului și totodată am realizat un circuit epidemiologic firesc și necesar în aceste vremuri. La momentul acesta, accesul în spital se face printr-o singură poartă, accesul este controlat, triajul se realizează în trei puncte. Cortul din preajma punctului de intrare este de asemenea instalat recent ca urmare a solicitărilor către ISU Vrancea, din dorința ca cele două corturi pe care le-am găsit și fiind puse la dispoziția pacienților, unul pentru adulți, celălalt pentru copii, cel de-al treilea cort instalat încă de săptămâna trecută asigură triajul epidemiologic al personalului angajat al spitalului, atât la intrarea în ture, cât și la plecarea din ture. Sigur, am încercat să identificăm care este starea actuală a stocurilor vis-a-vis de materialele necesare, vis-a-vis de medicamente, vis-a-vis de dezinfectanți. Printr-o conjunctură favorabilă, începând de săptămâna trecută, mai precis de joi, Direcția de Sănătate Publică a început să lucreze testele de real-time PCR pentru detectarea antigenului viral și dacă până la data la care au intrat în vigoare analizele erau făcute la Institutul Cantacuzino din București, datorită distanței rezultatele erau primite în 2-3 zile. La momentul acesta rezultatele ajung undeva la maxim 12 ore de la recoltare, ceea ce scurtează foarte mult timpul și permite medicilor să-și adapteze conduita profesională. Ceea ce ne interesează la momentul acesta este dacă pacientul care se adresează urgența medico-chirurgicală este sau nu este COVID pozitiv. Și acest lucru este foarte important pentru că, de asemenea, până astăzi am reușit împreună cu colectivul de medici al spitalului să identificăm un traseu al pacientului, astfel încât în funcție de diagnosticul pozitiv sau negativ, pacientul este dirijat acolo unde și legislația la momentul actual o prevede printr-un ordin al Ministrului Sănătății. Spitalul județean este spital de non-COVID, iar spitalul municipal din Arjud este spital de suport COVID. Încă din prima fază,
a evoluției situației actuale epidemiologice, spitalul sau secția de boli infecțioase, în sprijinul ei venind colegii de la secția de pneumologie, au fost printre primii care au intrat în luptă și la momentul acesta sunt aproximativ 80 de pacienți care sunt internați la secția de boli infecțioase. Din nefericire și o parte dintre pacienți sunt colegi de-ai noștri de aici, din Spitalul Județean Focșani. Am inițiat o serie de demersuri pentru refacerea stocurilor de materiale de protecție, de biocide, de medicamente necesare tratamentului pacienților cu COVID. Am reconfigurat secțiile astfel încât să se creeze o zonă pentru o nouă secție de terapie intensivă de COVID. La acest moment, spitalul din Adjud este cel care are paturi care sunt dislocate de aici, 6 paturi și 6 ventilatoare, și personal medical de anestezie terapie intensivă care asigură starea de sănătate a pacienților COVID pozitiv din Spitalul Municipal Adjud. Ne gândim, în funcție de evoluția, situația epidemiologică și cazuistica din perioada următoare, ca această secție de terapie intensivă, pe care noi deja am și avizat-o la Direcția de Sănătate Publică, dacă va fi nevoie să-i dăm drumul să intre în funcțiune și la Spitalul Județean această secție. Aș dori să transmit un mesaj pentru a liniști și a da încredere că ne pregătim și dacă situația epidemiologică va prezenta un trend crescător, vom încerca să facem față tuturor solicitărilor. Suntem aici pentru a-i ajuta, pentru a-i sprijini și sigur îndemn întreaga populație să respecte toate recomandările pentru limitarea răspândirii acestui virus. Cu alte cuvinte, deja tradiționala formulare stați acasă, pentru că noi suntem aici pentru dumneavoastră, este un moto, dar cuprinde în esență un adevăr suprem. Pentru a putea să ne protejăm și pentru a împiedica răspândirea virusului, este nevoie să stăm acasă, da, și noi aici suntem pentru dumneavoastră, gata, pregătiți oricând să intervenim.